direct prima etapă. Se pare că nu ne-am revenit, în primul rând din punct de vedere psihic, și lucrul acesta s-a văzut pe teren. Greșeli, multe greșeli inexplicabile, de marcaj. Sigur, cu toții suntem vinovați, în frunte cu mine și cu jucătorii, normal, dar asta e viața. Se pare că n-am reușit să ne revenim din dușul rece din prima etapă. Am sperat mult de la acest joc. Aveam un ascendent moral în fața lor, faptul că nu pierdusem aici, dar ăsta e fotbal. Felicit echipa gazdă, un jucător ăștia tineri care au dat dovadă de dăruire, de votament, de agresivitate, și fericit pentru victorie. Abandonați gândul de promovare sau? Nu, sigur că e la început. Important e cum gestionăm aceste două jocuri, aceste primele două etape. Și o să luăm de la capăt, într-adevăr, primul joc de acasă care urmează cu Bacău, care va fi un joc deosebit de greu. O echipă care ne-a dorit un alt suflu și iată că în primele două etape am reușit. Sperăm să avem continuitate, nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Este un lot tânăr, vrem să-l omogenizăm mai bine, deci am văzut. Încă sunt multe probleme de pus la punct, eu zic că o să reușim, pentru că tot nucleul de jucător este tânăr și avem, cum zice, avem Leo are marfă, cum zice, și eu zic că o să reușim. E un început, campionatul e foarte lung, ne-am dorit să continuăm cu aceleași rezultate, eu zic că nu este imposibil, dar eu zic că putem reuși, putem reuși. Poate că de această echipă psihică, cum a făcut-o FC Botoșani în campionatul trecut? Eu zic că acum, dacă avem acest nucleu de jucători tineri, bine pregătiți, normal, în timpul de campionat vor mai apărea momente, știu, grele această echipă, dar sperăm să nu avem continuitate în rezultate negative. Noi dorim numai pozitive. Eu zic că o să reușim. Buget mare și cu jucători cu experiență. Asta am spus-o și o repet. Fotbalul modern, fotbalul de astăzi, deci cere, știu eu, dorință multă și pregătire extraordinară. Înaintea campionatului vă așteptați la 6 puncte din 6 posibile? Ce să spun, ne doream cu toții, dar doresc să fie continuitate, nu ca în campionatele trecute. Noi sperăm să reușim.